Ambești mari pentru tine, Dupin Cheng. De acum nu vei mai avea parte de liniște, nici măcar în cantină. Voi fi eu acolo să-ți fac viața un coșmar. Te-am avertizat, bourgeois. Las-o pe Marinette în pace. Nici nu te poți distra cu oamenii în pace în vremurile astea. Marinette, i-am promis mamei tale că voi avea grijă de tine, dar nu pot fi lângă tine mereu. Anul viitor nici măcar nu voi mai fi aici. Adică, trebuie să înveți să o înfrunți pe Chloe. Păi, până și profesorilor le e frică de ea. Și semestrul aproape s-a sfârșit. Sperăm că anul viitor nu vom mai fi în aceeași clasă iar. Nu-mi spune că te îndrăgostești de netăflețul ăsta. De ce nu? E drăguț, haios și simpatic. Și vei face ceva în legătură cu asta măcar odată? Ai dreptate, trebuie să fac ceva. Știu, l-aș putea invita la bazinul de nod după școală, ce zici? Nu, gata! Haide, Max, mai râzi și tu! Cred că tu confunzi bunătatea cu maimuțăreala, Marinette. Ești prea dură cu el. Ai grijă, Marinette. Se pare că mântușul mai ți-a dus în partea cealaltă. Ne vedem diseară atunci. Deci, am auzit că Marinette te-a invitat să mergi cu ea la bazinul de înnot. Da, mergem să înnotăm împreună. Tare, fiindcă eu iubesc să înnot. Nu de asta te-a invitat, naivule. Nu de aia? Atunci ce o să facem? Vrea să-și declare sentimentele pentru tine. Pentru mine? Dar de ce? Probabil pentru că este absolut ridicolă și la fel și tu, ceea ce vă face perfect unul pentru altul. Ah, așa crezi? Dar dacă nu înnotăm, atunci ce ar trebui să facem când suntem împreună? Ce-ți place să faci în afară de înnotat? Îmi place să râd. Ei bine, iată! Asta o să faceți! O să râdeți! Pentru că am o idee grozavă pentru o farsă super amuzantă! Ești sigură că o să-i placă? La nebunie! Grozav! Ești extrem de amuzantă, Chloe! Doar mă știi? Amuzament pur! Deci, pur și simplu, te duci așa? Ce o să-i spui? Nu știu! O să văd dacă o să ne distrăm și dacă simt că e clipa potrivită la un moment dat, o să-i spun ceea ce simt, atât. Ăsta nu e taekwondo, Soclin. Pur și simplu mergem la bazinul de not. N-am nevoie de un plan sau să-mi revizuiesc orice mișcare. Îți voi spune mâine cum a mers. Bine. Știi, Kim, mi se pare că ești foarte amuzant și drăguț și amabil. Și eu cred că mi-ar plăcea să fim mai mult decât prieteni. Serios? Marinette, când ești cu mine, simt că sunt într-un vis. Ca și cum aș înota în cel mai grozav ocean. Ți-aș da orice pernuță de plutire din lume dacă aș putea. Dar tot ce am e acest mic lucru. Oh, Kim. Te iubesc. Chloe a avut dreptate. Băi, angenii sunt amuzanți. Hei, voi două! De azi înainte, viața ta va fi o tortură fără sfârșit, Dupin Cheng! Chiar dacă îți petreci toată viața în camera ta, tot vei fi vedeta de la TV Jenant pe rețelele sociale zilnic!